Doamnelor și domnilor, începe ultima repriză, desertul. Ce fișcă a fost? Este un tubur mai mare și e pentru... E vegetal. Nu e vegetal. De poate aici cum să fie vegetal asta? Am folosit și masă. Asta nu-i smântână dulce. Dar nu știu dacă este. Cum? Păi se poate, bă, băieți. La nivelul vostru folosiți fișcă vegetală. Oare mascarpone l-a simțit? Nu, el tot vegetal, nu? Intimidarea asta, știi? Da. O prăjitură făcută... Cum o cheamă? Ideea lui Mihai. Da, o prăjitură... Ai și piersica care are foarte multe arome, ai și crocantul ăla de la Feuilletaj și crema aia care e unctuoasă și dă așa un joc de texturi foarte interesant care a avut destul de mult succes, înseamnă. Asta este o prăjitură cu niște piersici care le-am lăsat într-o zeamă de zahăr cu multe ingrediente, cu multe aromate, așa, o să fie foarte gustoasă. Este o cremă, ăsta este un deliciu New Yorkez, îi spunem. Se mănâncă foarte mult la New York. Aveți un biscuite, aveți o cremă cu ciocolată albă și cu migdale. Eu, acum, sincer, nu mă aștept să intrăm la duel, pentru că, după cum a spus și Mihai, preparatele noastre chiar au fost bune, nu ne lăudăm acum. Însă, jurați acum o să decidă ce nu a fost bun și ce a fost bun. So, bon appetit! Thank you! How did you like the white or the orange? The orange. Are you from where? From Ghana. From Ghana. Nice to meet you. My name is Joseph. Welcome to Romania. You don't eat today? Dacă am fi șef adat, cine am reproșa? Doar șef adat? Poate prezentarea bufetului, din punct de vedere că nu am avut prea multe vase, prea multe forme, ca să-l punem un pic în evidență, să jucăm cu înălțimile, să fie ca o cascadă, așa. Da, ați mâncat din tam două deserturi, să știți, ca de ce v-a plăcut mai mult? Alb. Toată lumea? Îmi sfătați și pe asta, da? Ce cum ar fi? Dați-mă la omul ăsta, farfurie mare, mă. Uite-ți. Așa, mă, doamne, vedea așa, mă, uite. Trebuie să alegi omul ăsta. What's happened? It's too small for you. S-a și văzut pe chipul lor, că mereu mergeam și întrebam cum au fost preparatele, au zis că au fost pe fața lor și au spus că au fost foarte bune.